Bine m-a regăsit, prieteni, treziți-vă că avem de lucru. Avem de lucru că avem o grămadă de... puneți voi ce vreți, XXX, na, ca la filmele porno, pe scena politică românească. Bă, ni s-a spus așa, domnilor, în numele stabilității, pas de defilare înainte marș, salutări la mama voastră, să trăiți mama. Noi am zis, bine, numele stabilității, acceptăm tot. Ne tem și nasurile, ne vindem rinichii. Și dintr-o dată vedem că în numele stabilității șmecherași și fac o grămadă de chestii. Sigur, acum aveți pe ecran chestia cu cum ne tunde coaliția, a numit un frizer la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Sigur că eu fiind chelios, n-ar trebui să vorbesc despre frizeri. Bă, dar așa este. Da? Adică n-au găsit ăștia unul cu o școală pe bune. Ăsta este un tip care a făcut o facultate destul de ciudată. Da? A gădat-o pe la 32 de ani, vedeți imediat pe ecran. Da? L-a numit Ciolacu, dar nu îi se poate spune nimic lui Ciolacu de data asta, că de fapt numirea vine de la popa de la finanțe. Băiatul ăsta a fost extrem de, cumva bruscat de presă. L-a sunat presa. Bună ziua, domnul frizer, am înțeles că sunteți mare mahăr. Cum e cu legea? Domnule, la ora 8 dimineața am cer să știu legea? Adică la ora 8 dimineața? Și acum îmi dau seama, băi, e ca pe timpul lui Ceaușescu. Ceaușescu când te prindeau, mă rog, ciracii lui, te prindeau cu păr lung, cu barbă, cu ochelari, cu flendurit, așa, pe la 12, pe centru, pe floșter, te luau la întrebări și te duceau la pușcărie, dar nu era o pușcărie de aia ca să te bată privind în zare spre liberare, nu. Era o chestie de aia unde că te califica la locul de muncă. Adică intrai pușcărea și ieșai strungar. Intrai pușcăria și ai tâmplar. Ăștia sunt la fel. Numai că te ia partidul, îți bagă și câteva mii de euro buzunar pe lună și zice partidul, lasă-mă că te califici. De la frizer la jocuri de noroc, n-ați văzut că o grămadă se tund, își tund banii, își tund buzunarele la păcănele? Omul este un ciudat, sincer. Adică m-am uitat, m-am dus pe articolul de la Group for Media, bă, să văd. Ăsta a fost consilier local la primăria sector 6 din partea PNL. Probabil avea oia părul lung și barbă. Și a fost numit membru în Consiliul de Administrație al Centrului de Inovare și Proiectare Urbană. Băi. Adică, de la frizerie la inovare este fix-fix. Și în același timp, președintele Clubului Oamenilor de Afaceri PNL din sectorul 6. Adică, un liberalism de îți vine să scoți dinții cu patent. Pur și simplu numele stabilității, băi. Nu comentați nimic, da? Nu comentați nimic că stabilitatea este mama înțelepciunii. Este Dumnezeu, este Iisus Hristosul zilelor noastre. Mă rog, guvernamental. Iisus Hristos care lucrează la guvern. Cu pensie specială, cu stat de plată, cu duster ultimul tip, cu chestii de-astea, nu pițifelnici de-astea cum suntem noi. Boborul copulativ. Înțelegi? Și îmi dau seama că n-au limite. Bă, ați spus că trebuie stabilitate. Am înțeles, să trăiți. Am și zis, bă, ok, dacă zic oamenii ăștia că trebuie stabilitate, având în vedere că sunt o grămadă de idioți la Kremlin, având în vedere că se mișcă lumea, că vin conspirațiile peste noi, că ne pierdem libidou, identitar, tu l-ai, Doamne, să fie stabilitate. Dar bă, de la stabilitate până la turututut. Turututut este un cuvânt inventat și înseamnă portocală, da? Cum ne-au prins, cum ne-au turututut. Da, adică ne-au portocalizat. Nu vă gândiți la ce mă gândesc eu, da? E rușinos. Adică au venit băieții și au zis, băieți, poporul este convins că stabilitatea este ceva senzațional. Că fără stabilitate mori. Bă, acum este momentul să luăm frizerii patriei, nepoții patriei, să ne angajăm amantele, să ne mărim salariile, să mai angajăm ceva mătuși acolo pe la stat și proștii. Dă-i măsa, bă, să lucreze, că de-aia e popor să lucreze. Ce măsa fac? Ci popoarele în lume. Popoarele lucrează. Și sunt oameni deștepți, care sunt aleși în fruntea poporului, și sunt oameni mai puțin deștepți, sau chiar proști, care sunt aleși în fruntea poporului. Acum, sigur că, știi, oameni, dacă cred că, oare coposul zicea,
Domnilor, calitatea aleșilor arată și calitatea alegătorilor. Deci popoarele deștepte aleg tip deștepți, popoarele mai tântăloaie, mai tâmpite, mai proaste, aleg tip proști. Sigur că nu-mi permis să fac evaluarea publică. O fac numai la mici și bere, că nu-s de mult să mă amendeze ce ne au, că după a spun ceva despre boboare. Da, nici gând, nu spun nimic. Poporul român s-a născut poet, da? S-au născut poet de mână cu Vasile Alexandrii, mergeau amândoi ba la crâșbă, ba la muncă, la câmp și spuneau poezii cu rimă, tată. Adică, da, sunt foarte deștepți ăștia. Să iei un frizer, să-l bagi dita mai. Adică, bă, nu vă dați seama că lumea se satură de voi și o să vă dea un șpiț în gură sau un cap înficat, știi, așa din fundul grădinii, cum s-a spune în Ardeal. Dar nu le mai este frică, gata. Stabilitate, ați văzut, totul este despre alegeri la televizor, despre șoșoacă. Ați văzut că s-o sfădit cu bărbatul, i-o pus brățară poliția. Bine, i-o pus numai a treia brățară, că primele două erau defecte. Știi bancul ăla în care vine un american, vine un neamț și vine un român, da? Fiecare în celula lui, că i-o băga la pușcărie și o zbâng. Dacă vreți să scăpați, vă dăm la fiecare câte două bile de metal. În rest, nimic nu este în încăperea. Nici pan, nimic. Nici budă, nimic. Și americanul face o chestie. Doamne, uite așa, dacă pui asta aici, dacă pui asta aici, aveți mișcarea soarelui, nu știu cum, elicoidală. Neamțul, doamne, dacă pui asta aici și o faci asta aici, se ciocnește aici, face o formă de energie și merge la român în celură. Tu, române, nu știu, bre, o bilă s-o pierdut și o bilă s-o stricat. Jesus, fuck. Ceva în genul ăsta este politica românească. În numele stabilității. Eu aș spune totuși stabiliment. Pentru că aici este totuși cu o anumită conexiune sexuală între alegători și aleși. Mă rog, între aleși și alegători, pentru că alegătorii de obicei iau forma animalelor care mănâncă iarbă. De exemplu, capra mănâncă iarbă. Și atunci aleșii simt nevoia să vină așa intempestiv, ca un uragan, ca un cod roșu de vânt peste alegător. Bun, bun. Mergem mai departe, tot la oameni foarte deștepți, foarte deștepți. Mergem la Brașov. Brașov. Bă, tată, un oraș minunat. Un oraș minunat, dar nu, Scripcarul, fostul ăsta, primar, candidează iară, din partea PSD și PNL, mă rog, PNL și PSD, ceva în genul ăsta, coaliție, în numele stabilității. Și candidează băiatul ăsta sub culorile Rusiei. Bă, defilează în campanie de la Brașov, zice Actual 24, sub culorile Rusiei. Așa se întâmplă când ai echipe politice foarte culte în cap. Adică, nu-i vina lui, eu sunt convins că Scripcarul a zis, bine bă, dați-i drumul. Bă, vai mama lor de consilier, tata. Adică nu sunt în stare nici măcar să gândească, mă, nu să evalueze, să gândească, așa vine neuronul, se întâlnește cu neurona, o pupă cu limbă, se bagă sub pătură și ia ca apare sinapsa. Sinapsa este forma aia din care țâșnește înțelepciunea, în cap. Dar n-au consilieri. Și de ce că în România, și poate trece și la Scripcarul, consilierul e un fel de subaltern. Știi, eu am asistat acum vreo, nu știu câți ani, la o discuție, la un cocktail. Știi că te invită ăștia dacă ești la televiziune, la tot felul de cocktail. Nu mă mai duc de mult. Și erau acolo doi din ăștia care nu erau foarte mahări, erau niște măhăruci. Băi, am eu un băiat, că ăla se plângea, că băi, nu găsești oameni, mă. Nu găsești oameni în țara asta, e pustiu tot. Băi, ce aș face, cum aș schimba, cum aș face din România Elveția, cum aș face. Dar n-am oameni. Și vine ăla, știi? Bă, am eu un băiat. Asta e fraza magică, sau era, nu știu acum cum e, dar care deschidea orice discuție când vrei să bagi o pile. Am eu un băiat, băi, deștept, foc, loial, bag mâna în foc pentru el. Dacă vrei, îl trimit eu la tine, vezi că o să spună că vine din partea mea. Și mergea băiatul. Băiatul, un tip cu studii relative, fără noroc în viață, pentru că s-a tot scârpinat la șlis toată viața, mă rog, avea fermarul un defect, nu vă gândiți la ce m-am gândit eu, așa, și ajungea acolo și trimitea ăsta, măhăruțul ăsta la alt, care avea cică nevoie de oameni și nu găsea,
mai du-te după un pachet de țigări, îmi pune și mie niște zahăr în cafea, că era prea prost să bea cafeaua fără zahăr, așa. Nu te duci să o duci pe nevastă mea la piață, cumpără-i tu două chile de morcovi, o legătură de pătrunjel și vezi niște carne, dar să fie de aia macre, vezi că am și un pic de burtică și e. Și ăla era consilierul. Când venea campania, te bazai pe consilier. Consilierul ăla toată viața a stat așa, să trăiești șeful. Un consilier adevărat îl enervează pe măhăruț sau pe măhăroi. Înțelegi? Consilierul ți-l iei pentru că tu nu te pricepi la toate. Îți iei unul care se pricepe. Și ăla care se pricepe vine și spune așa: e adevărat că tu ești șeful, e adevărat că tu mă plătești, însă ideea ta nu este bună, trebuie făcut așa, că eu mă pricep la postata asta. Tu nu te pricepi aici. Tu ești numit politic și ai nevoie să demonstrezi că poți să faci lucruri. Nu înseamnă că ești Nicolae Ceaușescu sau Leana să te pricepi la toate. Și atunci trebuie să asculți de mine. Sigur că un mahăr, un măhăroi, un măhăruț, ăștia se enervează pe consilieri. Dar ăla este un consilier bun, care vine și ține la ideea lui și arată mahărului că greșește. Ăștia alți care vin, îți dai seama acum, tot de la partide. Băi, o lipit afișe, băi, trebuie să-i dăm ceva, că uite, băiatul că a terminat a treia facultate, al cincilea masterat și nu lucrează nicăieri, că n-are noroc în viață, băi. Dar el e foarte deștept. Bă, când tragi o dată cu bilineaua la afișe, păi da, să zguduie stâlpul, bă, când pui afișul mec la mahărului pe stâlp. Da? Și așa ajung. Și așa ajung, da, ăștia, cum e Scripcaru, să meargă pe culorile Rusiei. Bun? Adică sunt o grămadă de porcării, sunt o grămadă de porcării care se întâmplă. Și fii atent. Țiriac, tot la Brașov. Ca să vezi cum evoluează. Că aici merg umăr la umăr proștii. Țiriac renunță la proiectul construirii unui patinoar pe care să-l doneze municipalității Brașov, după ce majoritatea din Consiliul Local a respins proiectul. Bine, Coliban zice că e un sabotaj. Nu discutăm despre asta, că și Coliban el era USR, în campanie electorală, deci mă opresc la a respins proiectul. Bun, bun. Adică să înțelegeți. A venit Țiriac și o să așa. Nu sunt patinoare în țară. Eu sunt un tip bogat, am o vârstă. Băi, uite, vreau să fac un patinoar pe gratis. Uite, am găsit terenul, nu-mi trebuie niciun ban. Nu-mi trebuie niciun ban, uite. O singură dorință, două, să fie două. Unu, să aibă tinerii acces gratis, pentru că e un sport, e mișcare, e ce, poate este și ceva de performanță. Și doi, bă, să-l întrețineți. Acum vi l-am făcut cadou, e câteva zeci de milioane sau milioane de euro, cât o fi. Vi-l fac cadou, nu trebuie niciun ban. Dar să-l întrețineți. Adică, bă, mai dați și voi cu ăla pe gheață, mai mențineți temperatura. Aoleu, cum adică, tată? Și uite povestea. Fundația Țiriac identifică terenul în Brașov. Îl cumpără. Atenție, nu-l primește, îl cumpără. Construiește complexul sportiv. Îl predă pentru 49 de ani Brașovului. Condiție: copiii să poată accesa patinoarul gratuit. Mai citiți odată. Fundația Țiriac oferă gratuit și condiționează să fie gratuită intrarea pentru copii. Consilierii PSD-PNL din Brașov refuză motivele. Și fii atent ce zice un tip de la PNL, ce zice un tip de la PSD. Sunt cuvintele lor, da, nu mă apuc eu de băgat cu vorbe în gură. Ăla de la PNL, Vieriu Costel, zice, și în registrare din ședință: nu votez împotriva fundației, nu votez împotriva proiectului, votez împotriva primarului. Dar bă, primarul nu este un patinoar. Primarul este un om care nici măcar nu are un merit în venirea lui Țiriac. Țiriac s-a văzut acolo că e clima mai nu știu cum, e dispus să cumpere terenul, are doar dorința asta. Lasă-mă copiii să intre gratuit, nu le lua bilete, că dacă mergem la stat, totul costă de 5 ori mai mult. Ok? Și ăsta zice: nu bă, eu votez împotriva primarului. Și așa rămân copiii din Brașov fără patinoar la care să meargă gratuit. Așa rămâne comunitatea din Brașov fără un patinoar pentru care nu trebuie să plătească taxe, da, când este vorba de construcția lui. Ăsta de la PSD: dumneavoastră, domn primar, vreți să ne angajăm ca 49 de ani să plătim costurile cu funcționarea patinoarului? Așa-i! Și aici cred că i-o dat lacrimile. Adică, bă, mie mi-aduce aminte de un banc. Ci că vine un american, se întoarce în România. Și se întoarce putre de bogat.
Bă, că avea niște copii la școală primară, i-au adus aici să învețe să colinde, să mănânce sarmale, să... Da? Și când au ajuns în sat, da, tot satul, vai, au venit Neluțu Ahva acasă, dogat. Și au zis, băi, la fiecare din satul ăsta al meu, pentru că mi-a fost foarte dor de voi, mi-a fost dor de toate mândrele pe care le-am tăvălit prin satul ăsta, da? Eu vă dau la fiecare câte $1,000 pe lună. Tot satul, ha, erecție matinală totală. Da? Bă, dar crezi copiii ăstuia bogatul, știi? Și la un moment dat, costuri, că unul vrea la Cambridge, unul vrea la Hampshire, unul vrea la nu știu unde. Bă, și zice, ăsta s-o cam gătat banii, adună satul și zice, băi, oameni, uite, v-am dat timp de 15 ani câte $1,000 pe lună, mă bucur că ne-am integrat, ne-am reintegrat, sarmalele sunt minunate, am învățat și nevastă mea să facă, numai că merg copiii la școală. Și, știi, nu vă mai pot da mie aia și atunci stopez ajutorul ăsta, cadoul ăsta. Bă, s-a revoltat satul, adică, bă, ăsta vrea să-și trimită copiii la școală pe banii noștri? Ceva în genul ăsta au făcut și șmecherașii ăștia din PSD-PNL la Brașov. Și, adică ne face ăsta cadou. Adică vrea să dăm și gratis copiilor, dar ce, bă, kinderii ăștia, să plătească, bă. Să plătească, dă-i dracu. Să plătească, da? Și să plătim noi curentul la patinoar. Bă, numai bine era în peșterile lui Zamolse, unde ți se rupea, numai bine stăteai la decebalul Sperscorilo. Mai bine stăteam pe timpul lui Ștefan cel Mare, în care nu ne întrebuia niciun patinoar. Când ne dădeam pe gheață, mai cădea câte una, își rupea piciorul, pof, o prindeam și mai făcea Ștefan cel Mare încă vreo 7 copii. Nu e așa? Ca să înțelegeți, tată. Ca să înțelegeți. Și după aia, m-am dus la București. La București groază. L-am văzut prima dată pe Nicușor Dan, în sfârșit, cu o freză ca lumea, că nu mai seamănă cu Einstein adolescent. Bun, bun. Am rezolvat și cu Nicușor Dan. Da? O început să comunice, o început să meargă pe șantiere, începe să miște. E viu. Bun, bun. Da, mă duc la ăsta de la, o să zic, de la PSR PNL a Cârstoiu. Medic. Medic, o meserie despre care nu se poate spune nimic rău. De fapt, despre nicio meserie nu se poate nimic, spune nimic rău. Numai că, bă, m-am uitat ca în desene animate. Niciun candidat fără bube mari în cap. Și aflăm despre doctorul Cârstoiu de la Bogdan Glăvan, economist, profesor universitar. Da? Da, cine ar fi crezut? Aflăm că în iunie 1990, tatălui Cârstoiu, la acea vreme directorul întreprinderii Transport Argeș, a pus la dispoziția minerilor autobuzele cu care au venit ăștia la București. Evident, autobuze echipate cu bâte. Emanat la Revoluție, domnul Cârstoiu a ajuns apoi primar al Piteștiului, prefect, parlamentar 2 mandate, așa mai departe. Și așa cum este normal într-un regim semifeudal, acum se pregătește să urce la putere fiul la primăria Bucureștiului. Fiul care, de fapt, face parte din nomenclatura administrației de multă vreme. În România ai senzația că nimic nu se schimbă. Totul se transformă. Comuniștii de ieri, oamenii bine, de bine de azi. Așa reușesc să rămână la putere, pozând de oameni de bine și prostind lumea să le dea votul. Adică, bă, chestiile astea, sigur, nu poți să spui că părinții mănâncă aguridă și copiilor li se strepezesc dinții. Dar era de 1000 de ori mai cinstit dacă domnul Cârstoiu, care e un tip destul de volubil așa, adică vorbește și din vârful limbii, tăiate, îți face, te drege, e șmecheraș de București, dar e ok, am înțeles că e un super profesionist în meseria lui. Bun, dacă ar fi venit și ar fi spus, domnilor, ca să nu scormoniți și să aveți surprize, vi le spun eu de acum, le-am scormonit eu. Uite, tata a fost atunci director la transportul ăla de la Argeș și le-a dat ăstora care ieșiți din grotă, da, să vă bată pe voi în București. Asta este, nu sunt eu vinovat. Aveți ceva de întrebat, întrebați pe tata. Adică era o chestie de asta cinstită. Și era o... Dar vezi, dacă n-ai consilier, dacă n-ai numai pupător de ghiuluri în partid, da? N-ai de unde să știi. Dacă eram acolo, îi spuneam așa, câștigi simpatie. În momentul când cineva vine și face pasul înapoi, el fiind dominantul, nu-i așa, partidul, coaliția, stabilitatea, nebunia, da? Și tu vii și faci un exercițiu ăsta de modestie și de sinceritate incredibile, în momentul ăla nu pot decât să te admir. Și s-au întâmplat, da? Amintiți-vă de Corneanu.
de la Timișoara, care în 90 a și ieșit și a spus, știți, n-am avut tăria eu ca preot, ca mitropolit sau ce eram acolo, și am semnat cu securitatea. Și lumea a zis, da, înțelegem. Iertăm, nu e o chestie care să ne bucure, dar în momentul ăla s-a stins subiectul. Așa, tot băgând pe supreș tot felul de chestii de-astea, la un moment dat zici, bă, da, de ce n-ai zis? Ai crezut că scapi? Da, și mai ales că tu lucrezi cu adevărul. Că tu nu poți să-mi zici mie că nu mi-ai rupt piciorul dacă mă doare. Înțelegi? Eu sunt obligat să spun, unde ți-ai rupt piciorul? Da? Păi unde? La fotbal? Sau mi-a dat nevasta cu bușteanul după mine? Da, totul este în medicină despre adevăr. De ce? Pentru că așa găsești soluția. Și dânsul a rămas așa cumva, într-un fel de ceață de asta. Știți, eu sunt tare, eu sunt mare, eu sunt ca Ștefan cel Mare. Înțelegi? După a vine ălalalt. M-am văzut o chestie pe Bătrâni s-o dai mare, o poză, mâncaia și suflet. Băi, piedone, piedone. Nu știu dacă el s-a filmat așa, l-au făcut ăștia pe Facebook la mișto. Bă, tată, bă, bă, dacă ăsta ajunge primarul Bucureștiului, București, București. Deci, bă, nu există mania pe lume care se potrivească dacă ajunge ăsta, domnul ăsta cu ochelari de la de John Lennon, primar al Bucureștilor. Nu există mania care să cuprindă un imn al Bucureștilor. Adică, dă-l mare, mă, pe ecran să-l vadă lumea că e și naș. Uite-te la el, uite-te ce față are, ce privire de intelectual cu speranțe imense. Omul a fost ospătar și a luat bacalaureatul la 32 de ani. N-are nicio treabă. Băi, eu sper să nu fie poză făcută de el. Adică sper din tot sufletul să nu coborâm atât de mult în derizoriu ăsta, care nu mai poate fi numit balcanic. Nu mai este derizoriu de tip Custurița. Mama mia, pisică albă, pisică neagră. Dar Bregovici, nu. Mateu Caragiale, genialul Caragiale, nu. Este un derizoriu de Borat. Dacă te uiți, uite-te pe internet, că n-am acum vreme să-ți arăt, dar ți arăt mâine dacă vrei, Disco Dance Borat. Începe Borat, care e un mare actor și joacă cu niște de ăștia care, ei nu sunt actori, ei așa sunt. Înțelegi? Și joacă acolo dansul ăla nebunesc în care toată lumea parcă merge înspre o prăpastie de aia imensă. Îngrozitor. Îngrozitor. Și asta ziceți voi că e capitala României, dacă ajunge ăsta primar. Bă, n-am nimic cu el. Nici cu Bucureștinii, bă, dacă vreți să-l alegeți. Eu sunt din Cluj, mâncați-aș sufletul. Eu sunt din Cluj, stau liniștit. Avem apă caldă, nenea? Din București avem apă caldă, știți? Noi avem apă caldă. Am schimbat conductele alea la timp. Voi ați așteptat să vină Nicușor Dan să facă ce n-ați făcut de 500 de ani. Că nu, asta este. Și fii atent, acum ți-l arăt pe Borat. O, da! Dă-l cu sunet! Măcar un minut și după aia apagă publicitate. Uite, tată, București, imnul Bucureștilor! București, București! O să dai... Da! Votați! Votați! Uite, acum schimbam tot felul de mesaje cu Nadia în Sebeș. Da? Și iar vorbim despre PNL. Adică trebuie să înțelegeți că sunt peneliști și sunt liberali. Da? Și o să vă arăt încet, încet cum peneliștii parcă-s mai mulți la PNL. Și liberalii din ce în ce mai puțin și noi ați văzut de mult la televizor. Uite, o să-i chem. Și dacă tot vorbeam de Sebeș, uite ce înseamnă un liberal. Un liberal înseamnă să aducă investiții străine. 32.000 de locuitori, săracul Sebeș, atâta-i. 3 miliarde de euro, tată, investiții străine și românești. La fiecare 6 familii este o companie activă. Sau era, nu mai știu minte acum cum e, dacă nu distrus ăștia ceva din coaliția pentru stabilitate. În numele stabilității, stabilimentului. Înțelegi? Și mergem la peneliști. La peneliști, când vine lecitina și se răzbună.
Adică am văzut un mesaj. Eu l-am salvat atunci când am zis aici este acel partid istoric care nu e așa să învârte și-o da nume la bulevarde și la școli și la orașe și la sate. Și am văzut o chestie. PNL sectorul 1 în martie 2019 se întoarce Corneliu Coposu în mormânt. PNCCD-ul a făcut alianță cu PSD-ul pentru alegerile europarlamentare. PNL a rămas singurul partid istoric care luptă cu PSD-ul. Tu l-ai, doamne, era vorba de PNCCD-ul ăla lui, cum, nu știu cum îl cheamă, ăla mic cu capul mare, cum zicea Băsescu. Așa, Pavelescu. Bun, bun. Și acum singurul partid istoric care luptă cu PSD-ul, bă, parcă s-a încâinit cu PSD-ul. Parcă este un fel de subaltern, un secretar, un secretariat, anticamera lui Ciolacu de la PSD. Da? Bă, dar în 2019 erați așa cu muși la mine, muși la tine. Frate, vremuri trece, vremuri vine, a spus ghilimele, în mod evident. Subiect predicat, etc. Dar vorbesc pentru băieții de la sectorul 1. Sau ce sector era? 1? Cred că 1. Da? Și dintr-o dată s-a pierdut. O bilă s-a pierdut și o bilă s-a stricat la PNL. Înțelegi? Pentru că dintr-o dată au început să aibă tot felul de reminescențele astea. Dom'le, hai să ne împăcăm. Hai să ne împăcăm în numele lui Coposu, în numele lui Brătianu, să ne împăcăm cu ăsta care a făcut și adres și a condus România nu spre capitalism, că Iliescu numai capitalism nu vrut, el a avut o perestroică, un glasnost. Mă rog, nu perestroică, perestroică, perestroicuță. Nu glasnost, glasnost, glasnostuț. Înțelegi? Așa mai de la noi, de la țară. Bun? Și când mă gândesc totuși că, bă, ia să vedem noi din 1990 până în 2024. Câți ați fost la guvernare și câți n-ați fost? O să-mi ziceți, tu ești filolog, Chierule, gata cu matematica pentru că nu știi. Nu știu, dar mă ajută, am sunat un prieten și am văzut o chestie bestială. Din leafa ta, jumătate dai la stat. Apoi, pentru tot ce cumperi, ești taxat iar tot de stat, cu TVA-ul. Facem asta de 32 de ani și în final statul zice că n-are bani. Poate să zică cineva, să aducă un contraargument la chestia asta? Bă, totuși, dăm o grămadă de bani la stat. Vreau și o autostradă. Bă, nu ca în Slovenia, bă. Nu ca în Cehia, măcar ca în Slovacia, bă. Măcar ca acolo. Bă, măcar ca în Kosovo, că și acolo și-au făcut trei autostrăzi. Bun. Vrem și noi niște spitale mai curate. M-am săturat să tot aud prietenii cum zic, bă, mă duc la Moco. Moco este un, atâta în ei, un sătuc, cred că un orășel. Mic, 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 un sătuc. În Ungaria. Și acolo, deja, farmacistele au fost obligate de statul maghiar să învețe românește că merg puhoaie de arădeni ca să-și ia rețete compensate. Bun. O grămadă de moroșeni și de sădmăreni pleacă la Debrețin. Dacă trebuie să nască nevastă, unde să mă duc? Bun. În țară există un singur institut oncologic acreditat european, ăsta din Cluj. Veniți odată la Cluj, domnul Rafila, că imediat vorbim și de Rafila, da? Să vedeți mașini din toate județele țării, inclusiv din Bucureștiul tău iubit, inclusiv din Craiova aia pe care o tot ridici în slăvi, apropo de oncologie. Da? Cum vin la Cluj, Coloșvar, Klausenburg. Înțelegi? Domnul Rafila care vrea statuie. Dar vrea statuie. De ce nu-i ziceți Rafila de aur? Că este copilul de aur, este, sunt o grămadă de ăștia de maneliși cu aur. Dar de ce zic asta? Nu e vorba de partid, e vorba de metal. Înțelegi? Că zic așa, acum 3 ani, s-a votat cu ștampilă de la prezidente, Iohannis, legea antidiabet. Dar domnul Rafila, domnule, norme de aplicare. Lasă-i, bă, diabet. De ce o mâncat de dulce? O spălat haine duminica și o mâncat savaline în sărbători, în post. Da? Să moară. Acum 2 ani s-a votat legea anti-AVC. Domnule, populație stresată, cine îi stresează pe ăștia? Să nu se mai uite la Netflix, bă. Nu v-am uitat nici la Prima News, mai ales de la 23 la 24, că vă enervează la Chielul de la Cluj, da, și faceți AVC. Uniți, norme de aplicare, ioc. După aia a venit planul anticancer, în care în sfârșit statul român putea să afle
și să facă tot ceea ce trebuie să facă un stat responsabil, câți bolnavi are de cancer și care sunt fondurile care trebuie alocate bolnavilor ăstora, care au plătit zeci de ani de zile, da, asigurări. Nu sunt norme de aplicare. Dar de ce? Dar nu scrie că eu l-am făcut. L-a făcut Achimaș de la Cluj. Achimaș de la Cluj tot din PSD. Numai că Achimaș de la Cluj e un pic mai școlit. El chiar stă în spitale, nu stă așa la Organizația Mondială a Sănătății. N-are nici aspirații de genul, domnule, dar nu scrie cu litere de aur pe legea asta. Am venit la minister, dar eu asta cred că gândește domnul Rafila, domnule, veneam la minister nervos în fiecare dimineață și nu mi-am dat seama de ce. Era cât pe ce să fac un AVC. Domnule, nici o statuie de-a mea, nici la dreapta, nici la stânga. Bă, lângă Coposul, lângă Brătian, lângă Mihai Viteazul, lângă Ștefan cel Mare, n-ați putut să puneți statuia lui Rafila? N-am putut, domnul, n-am putut, că n-am avut atâta chestie. Înțelegi? În schimb, da? Ce economie, băieți? Noi luăm bani, avem bani, plătim taxe de ne rupem, dar ne mai trebuie niște bani. Și ce facem? În primele trei luni, tovarăși, victorie. 16 miliarde de euro. Profit.ro. Împrumuturile guvernului au ajuns la circa 80 de miliarde de lei pentru primele trei luni, deși în martie ritmul a încetinit la jumătate față de primele două luni. Situația va fi discutată la un eveniment special Profit.ro și m-am dus la calculator, că eu sunt filolog. Pe mine, dacă mă bagi în talba mulțării, e ca și cum l-ai băga pe ăla de clasa a doua, da, care abia știe să citească, să scrie, dintr-o dată în Dostoievski, la Raskolnikovul ăla, care tot omoară bătrâne și după are probleme cu Dumnezeu. Înțelegi? Și am mers repede la calculator. 80 de miliarde împărțit la 5, că e 5 lei euro aproape, 16 miliarde de euro, țață. Bă, în 3 luni. Bă, bă, mâncu sufletul, stai un pic așa. Păi noi ne-am împrumutat cu 100 și vreo nu știu câte de miliarde, dar zicem numai 100 de miliarde, deci sunt vreo 160. 100 de miliarde de euro. Ne-a mai dat Comunitatea Europeană undeva la 90 de miliarde. Astea sunt aproape 200 de miliarde de euro. Bă, iau un copil de clasa 12 și mă duc și zic așa, bă, băiete, fii atent, ăsta e un cont de 200 de miliarde de euro. Găsește și tu un teritoriu în lumea asta, cumpără-l. Te duci acolo, zici, bă, băi, alo, cât cereți pe teren? Dar nu, te duci cu Rolls-ul, nu te duci cu Dacia din 70. Și ăla vine și zici, bă, băiatul, nu, uite, aici e geamantanul, da? Aici e geamantanul, îți dă o plasă, 10 plase de rafie, că noi cu plasa de rafie mai mult românii, înțelegi? Și zici, zic cât costă. Nu mă freca cu negocieri, zic cât vrei, ultimul preț, zi un preț. Și ai cumpărat un teritoriu. Bă, bă, cu 200 de miliarde de euro cumperi un popor. Cu 200 de miliarde de euro construiești o țară de la zero. Cu 200 de miliarde de euro faci o țară bijuterie. Și dacă ești mecher, nu cumperi acolo în Spania, că ai văzut ce nebunie. Am un prieten care azi vară, fac o paranteză, căuta gheață, o camionetă de gheață. Și zic, bă, la ce trebuie, bă, la camionetă de gheață? Nu la benzinărie, ia-ți o pungă de aia cu 2 euro și bagă-ți în whisky sau în cola sau în ce vrei tu. Nu, bă, că trebuie o camionetă să țâp în piscină. Dar ce e în piscină? Pare 40 de grade apa. Tu ai, Doamne. Am vrut să cumpăr un apartament acolo, nici nu mai vreau să aud. Bun, bun. Și cumperi un dezmunț. Te uiți și tu unde sunt cursuri de apă, că apa va fi o problemă pentru viitor, unde nu bate uraganul, unde nu te stresează Gulf Stream-ul care se împute și el, și construiești o țară, tată. Bă, cumperi o țară dacă te enervezi. Te duci la o țară de așa, care, pe care o vezi așa mai vulnerabilă, te duci la șeful și zici, băi, cât costă? Faci ca aia care veneau din Turcia prin anii 90, îmbogățiți cu blugi cu aur de 14 carate, cu tot felul de chestii și mergeau și ziceau, cât costă, ba, de chestia asta? Te duci tu și ai cumpărat o țară. Și ai făcut o țară, tată. Ai făcut o țară pe care poți să o faci bijuterie. Ba, nu poți. Nu poți, pentru că Românache, de la Guvernache, s-a gândit la o șmecherie. O zis, bă, hai să lăsăm să facă partide, dă-i măsa că vin ăștia din Europa și zic că noi avem 10.000 de semnături, numai noi și ruși avem 10.000 de semnături, să facă ăștia un partid. Hai să le dăm
Uite, cu trei oameni puteți face party. Mama mia! Toată lumea! Păi, nevestele fericite! Libidoul sus! Hai de mie! Copiii fericiți! Numai că, zice Cristi Preda, domn decan, poți face un party cu trei persoane. Dar ca să candidezi, ai nevoie de 200.000 de semnături. Multe partide trișează. Cele care nu o fac au probleme logistice, fiindcă termenul în care trebuie să adun cele 200.000 de semnături e foarte scurt. Guvernul a schimbat și anul ăsta formularul, cu câteva zile înainte de vot. Adică, pur și simplu, o zis, băi, noi vă facem lege, da? Cu trei să faceți partid. Dar vă coco, da? Și la strângerea de semnături. Te uiți, bă, știi cât îți trebuie în Germania ca să candidezi? 4.000 de semnături la 80 de milioane de locuitori. La noi, la, ei zic, 18, suntem vreo 16, da? Nouă ne trebuie 200.000, că noi suntem cu stea în frunte. Adică facem tot posibilul ca să distrugem ideea de democrație și, până la urmă, o parte din poporul ăsta sătul, pur și simplu, de manevrele ăstora, stânga, dreapta, de care vrei tu, că aici nu mai numesc. Da? O să vină să spun așa, ce haz n-am eu cu democrația, mă? Asta e democrație, mă. Mi-o trebuie mie cuie în talpă cu democrația voastră, mă, băga voastră și vă scoate voastră democrația de unde vă spun eu să o băgați. Înțelegi? Și în timp ce noi facem tot posibilul să securizăm, da, tagma asta, era șobolanilor, cum o numea Marin Preda în cel mai obiunte pământeni, în timp ce împrumutăm 16 miliarde de euro în 3 luni de zile, băieți, în 3 luni de zile, mă uit iarăși, cred că tot pe profit, bun, pe news.ro, Sierra Cadrant. Anul 2024 se anunță a fi unul plin de incertitudini. Numărul firmelor cu probleme ar putea depăși în acest an 150.000. Sunt sute de companii care au ales să-și pregătească afacerile pentru vremuri de criză. Deci gândiți-vă, 150.000 de firme, luați doar 3 angajați de firmă. Pe fiecare firmă 3 angajați. Nu pune mai mulți, da? Aia înseamnă 450.000 de oameni. Aia înseamnă 450.000 de familii. Alea înseamnă 450.000 de neveste sau soți care își întâmpină soțul sau nevasta. N-am, mă, dar ce ești năcăjită? M-a dat afară. Cum te-a dat afară? O zis că e criză. 450.000 de familii. Ca să ne înțelegem că dincolo de statistică, dincolo de 150.000 de firme, sunt oameni, tată. Sunt oameni care, dintr-o dată, pe lângă faptul că le-au zburat o grămadă de bani cu inflația, avem cea mai mare inflație din Europa. Da? Ne împrumutăm la cele mai înalte dobânzi. Inflația următorului clasat este undeva la jumătate din cât avem noi. Adică avem toată fișa medicală pe care o putem duce la spitalul de psihiatrie al istoriei recente. Trebuie să aibă și istoria un spital. Sigur, nu o să fim niciodată doctori acolo, o să fim numai pacienți. Așa alegem, că suntem bătuți în cap. Nu știu de ce suntem bătuți în cap. Poate soarele, poate mama dracului. Înțelegi? Și după aia stăm și vorbim despre Schengen. Ne enervează Nehammer. Ne enervează, bă, bine că le-am mâncat lebedele. Și dacă ne enervează, mergem acum și ne mâncăm și ciorile și privighetorile și dacă vrem, aici ce facem acolo la statui când nu ne vede nimeni, știi? Țâș, 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 țâș. Înțelegi? Dar de ce nu ne primesc ea în Schengen? Și am văzut o emisiune chiar la noi la Prima News și am luat câte ceva, așa cum am putut repede. Da? Mi-am notat. Iulian Fota. Iulian Fota, care a fost secretar de stat acum la externe, cel care s-a ocupat de lucruri extrem, extrem de serioase, apropo de Ucraina, de tot ce înseamnă asta, și care a fost vânturat așa de mândra asta de la externe, de pe o zi pe alta. Înainte a fost consilierul pe securitatea lui Băsescu. Da? Și zice domnul Iulian Fota. Am fost consilier prezidențial al lui Traian Băsescu. De atunci se discuta despre Schengen. În 2012 mi-amintesc că venise Băsescu fericit, ca acum, că intrăm aerian și maritim în Schengen. După a venit suspendarea președintelui și s-a amânat. Până la olandezi și la austrieci, noi suntem de vină pentru că l-am suspendat pe președinte și s-a amânat în 10 ani Schengenul. Amintiți-vă că într-o singură noapte, da,
și după aia o pârâială de ala ca de mitraliere în 2-3 zile, s-au dat peste cap. Domnul Ponta, ce mai faceți? Mâncați-aș nasul tău de Pinocchio. Da? S-au dat peste cap toate instituțiile democratice, toate instrumentele cu care se operează în democrație și europenii au zis, tu la-i mamă, o intra Belarus în Uniunea Europeană. Că ăștia nu-s români, ăștia-s belaruși. Și acum, da, ca să înțelegeți că istoria, eu tot am zis, băi, istoria e un fel de vacă. Da? Bă, dacă ești domn cu ea, mulgi, lăptic, frumos, căcăuță, dimineața, lăptic în cafea, începi să faci mântânică, poate vin să faci profit. Asta este istoria. Dar poate fi și vaca aia care îți arde o copită în frunte, dar de nu te mai trezești decenii la rând. Ce pățim noi astăzi cu Schengenul este din cauza ambițiilor ălora care au zis să-l suspendăm pe Băse. Băieți, nu era vorba de Băse, era vorba de o instituție. Că dacă ziceai, da, există un traseu democratic prin care noi avem dreptul să suspendăm un președinte, indiferent care este el, nu era nicio problemă. Dar când brutalizezi pur și simplu instituțiile democratice, doar pentru că tu ai nasul mare și ești Pinocchio și ești tare și vine și căcărău lângă tine, atunci sperii oamenii civilizați. Și oamenii civilizați la momentul ăla erau doar în Europa. Ca să înțelegeți, da? Să înțelegeți. Degeaba povestim, pentru că nu avem cu cine povesti. Gândiți-vă ce oameni erau înainte în politică. Inclusiv Iliescu ăla. Și ăla era mai solid decât ăștia. Nu mai discutăm despre Rațiu, Câmpeanu, Coposu, mamă ce caractere, Ticu Dumitrescu. Adică paleologul, vorbim de niște statui. Și uitați-vă la ăștia. Covrigari, popi, frizeri, ajunși la cârma țării. Bă, băieți, eu n-am ales niciodată așa ceva. Poate că nici voi ăștia care vă uitați la ora asta la mine, n-ați ales. Dar au fost o grămadă care au zis răsare soarele dacă zâmbește Iliescu. Și Iliescu când și-o tras un zâmbet, s-a venit un soare, te-a bătut în cap și ai ales ca prostul. Înțelegi? În loc să alegi capitalismul. Așa cum au făcut polonezii. Da? Când a venit Balcerovitz, da, ministrul de finanțe a fost după aia. În 16 decembrie 1989, eu am fost în Polonia și acolo mi-au arătat polonezii, păstrează pur și simplu calupul ăla, episodul ăla, îl păstrează fiecare aproape în casă. Pe YouTube-ul lui, pe video-ul lui, pe chestia asta. Și a apărut Balcerovitz în 16 decembrie 1989, în fața unor polonezi care erau deja sătui, din 81 până în 89, cu Mazowiecki, Lech Wałęsa, care era ba arestat, ba băgat, ba nu știu cum, Solidaritatea și astea, alte sindicatul ăla, erau rupți, nu mai aveau nimic. Țara era slăită de datorii, 40 de miliarde de dolari avea atunci Polonia, datorii externe. Undeva însemnând astăzi către 300 de miliarde de dolari în banii de astăzi. 500, până ei zic 300, alții zic 500. Înțelegi? O trebuie să vină ăștia creditorii externi să zică, băi, ok, ca să trăiți, vă tăiem jumătate din datorii, nu mai trebuie să ne le dați. Și-a venit Balcerovitz la televiziunea poloneză. Erau două programe. Programul 1. Și a zis, domnilor, astăzi este 16 decembrie 89, vă anunț că de la 1 ianuarie 90 o să intrăm o să trecem de la comunism la capitalism. Se vor pierde locuri de muncă, estimăm la 1 milion, estimăm totuși că în câțiva ani ne putem reveni, este terapia de șoc necesară Poloniei. Bă, tată, ori luat toate sindicatele, umblau după el, la modul ăsta mergea să dea interviuri și veneau sindicaliștii, da, ăia alți care n-au fost cu Wałęsa, da, cu funie și săpun în mână și le arătau la televizor așa. Dar în 3 ani de zile a început deja Polonia să meargă înainte. Dacă te duci astăzi în Polonia, te întrebi dacă eu am avut vreodată comunism. Să te întrebi cum arată Varșovia, cum arată Cracovia, cum arată satele. Că acolo vezi diferențele. Te duci într-un sat, bă, tată, eu am mers din pensiune în pensiune. În Slovacia la fel. În Slovacia când m-am dus, am trecut din Budapesta în sus, da? Am ajuns în Slovacia, drumurile erau destul de slăbuțe, da? Cum îs la noi acum, dar când am intrat în primul sat, hai să mă duc să mănânc, era mare și tare, dar brandul, știi care e brandul în Slovacia, dacă ți-e foame? Să mănânci o ciorbă de fasole. Și știi că ospătarul niciodată nu spune
Bine, vă aduc și felul 2. Când zici, adu-mi o ciorbă de fasole și vrei să spui felul 2, ospătarul este onest și spune, auzi, după ce mâncați fasolea, îmi spuneți ce să vă aduc. Pentru că brandul lor este că pui lingura de lemn în fasole și rămâne dreaptă. Nu se duce într-o parte. Adică fiecare își arată cumva ce are de dăruit lumii. Noi, șmecherie, covrigi, popi, frizeri, da, mândre. Vreau să zic de niște mândre pe canapea, dar nu zic, că au ajuns în funcții mari acum și nu mai pot fi date jos, pentru că ele și au impresia că au competențe. Vă amintiți cum a intrat o ziaristă de la Cancan, de Cancan, hăpt acolo la Transgaz sau Romgaz. De ce? Că era nevasta lui unuia care, atenție, era în partidul de guvernământ, rămăsese repetent și și-o lua și el o diplomă la învățământ la distanță. Este România, băieți. Dacă vreți, am văzut că comentați o grămadă pe YouTube. Noapte bună! Înjurați-mă, dar voi tot aici rămâneți. Program disponibil pe primaplay.ro.